incertitudinea provoacă niște rezistențe. Una din ele este rezistența la persoană. Bă, eu sunt aici stăpân, eu decid, nu tu decizi. Ce ai de făcut este să-l lași pe celălalt să știe că ești de acord, că el e cel care decide. Mai apare după aia, așa cum spuneam, aspectul dat de numărul de argumente, cu cât insistență vii peste celălalt. Și mai apare un aspect interesant care este legat de măsura în care cel care vrea să fie convins crede că tu ai de câștigat ceva și nu-i spui. Ca să-i spunem simplu, lipsa de încredere în tine ca persoană. Nu în procesul de convingere în general, în care zic eu sunt stăpân și nimeni motivațiile altcineva. Tale reale. Ascunse din perspectiva acelei persoane. Bă, nu cumva tu vrei să mă păcălești și eu nu văd aici și nu știu. Și atunci intervine procesul de amânare. Procesul de amânare e simplu. Lasă-mă să mă mai gândesc. Și în lumea vânzărilor știm un lucru sigur. Că lasă-mă să mă mai gândesc înseamnă 99% din cazuri nu. Și atunci ce ai de făcut într-o astfel de situație este să spui haina profesionistului. Și în afară de faptul că tu îi pui pe masă posibilități, ai putea să faci asta, ai putea să faci asta, ai putea să faci asta, să-i spui, uite ce câștig eu, sau să-i spui, atenție, uite ce câștig eu, sunt plătit la comision, adică faci full disclosure, sau îi spui, atenție, produsul ăsta are dezavantajul X. Este o tehnică de dezarmare foarte puternică și funcțională, folosită nu numai în vânzări, ci și în comunicarea generală și te poziționează pe tine ca un sfătuitor, nu ca un vânzător. Indiferent, repet, că ești părinte, că ești profesor, că ești liderul unei companii, că ești politician, orice. Ce ai de făcut este să spui, îți propun să faci asta, dar atenție, care e dezavantajul X. Cea mai bună metodă să slăbești este să combini, ca exemplu, să combini o dietă atentă cu mișcare zilnică, cu mișcare zilnică accelerată, antrenament de tip cardio. Dar atenție, că instalarea obiceiului de a ieși zilnic la mișcare e mai dificilă decât pare. Pe de altă parte, marele avantaj e că ajungi mult mai repede la rezultat prin comparație cu a face doar dietă. Când pui problema așa, omul este prevenit. Când nu pui problema așa, omul se gândește, a, deci vrei să-mi vinzi pachetul ăsta de dietă mai scump, care are și antrenori de fitness inclus, normal, că vrei să-ți faci tu marjele și să fie business-ul bun. Dar doar această schimbare de perspectivă în care tu îi spui omului, oferta asta are avantajul ăsta, dezavantajul ăsta. Oferta asta la altă are avantajul ăsta, dezavantajul ăsta. Dacă ești părinte, poți să-i spui foarte bine copilului tău. Uite, dacă îți cumperi bicicleta asta, are avantajul că e mai rapidă, mai rezistentă, mai robustă. Dar dacă iei bicicleta asta, o să trebuiască să faci niște ore de cum să conduci bicicleta cu un specialist, pentru că asta e o bicicletă de munte, e mai complicat de utilizat, îți trebuie niște antrenament înainte. Și mai multă responsabilitate. Și simplu mod de a pune problema cu plusuri și minusuri transmite ideea că îți pasă de persoană, nu doar de interesele tale. Se poate, repet, aplica în orice context. Și aș mai spune un lucru apropo de rezistență, care e mai rar spus, dar e foarte important. Nu doar numărul de argumente contează. Nu doar a vorbi despre avantaje și dezavantaje contează. Mai contează ceva ce este atât de evident încât multă lume pierde din vedere. Contează tăria argumentelor. Pentru că poți să vii cu niște argumente pe o scară a puterii lor de la 1 la 10 pe la 5 sau 6 și să ai 3 argumente de nota 6 sau poți să vii cu 3 argumente din care 2 de nota 6 și 1 de nota 10. Adică e extrem de convingător și foarte dificil de contestat. Asta presupune research. Asta presupune
test. Dar chiar și dacă ai un argument de nota 10, din ce spui tu, este bine să nu te rezumi la el, ci să mai aduci e două, să chiar trei. Și dacă sunt mai slabe. Da, e bine să ai 3 chiar dacă sunt mai slabe. Dar asta nu înseamnă că dacă ai 3 de nota 6, o să aibă efectul maxim numai pentru că-s 3. S-ar putea să trebuiască să mai sapi și să găsești argumentul ăla care funcționează cu adevărat pentru persoana pe care tu vrei să o influențezi.